Ce vom mânca în viitor? Oamenii de știință ne propun o friptură creată în laborator. Specialiștii izraelieni au reușit să creeze cea mai mare friptură crescută într-un laborator. Are câțiva milimetri grosime, este de dimensiunea unui card bancar și a fost creată de la zero. Friptura are la bază celule extrase dintr-un animal viu, hrănite cu un lichid bogat în nutrienți și ținute la temperaturi similare din interiorul unei vaci. A durat 3 săptămâni ca friptura să ajungă la dimensiunea dorită și, la prețul de 50 de dolari, costă mai mult decât o friptură tradițională. Creatorii spun că această inovație culinară va ajuta în viitor la reducerea impactului negativ asupra mediului pe care îl au vacile. Bovinele sunt responsabile pentru aproape 2/3 din gazele cu efect de seră produse în agricultură, conform Organizației de Hrană și Agricultură a Națiunilor Unite. Laboratorul din Israel este doar unul dintre businessurile de acest gen din lume care își propun să creeze carne în laborator la un preț competitiv care să arate, să miroasă și să aibă gustul unei fripturi normale. A murit cel mai bătrân om din lume. Născut într-un an despre care mai citim doar în cărțile de istorie, înaintea celor două războaie mondiale, japonezul Masazo Nonaka a venit pe lume în 25 iulie 1905, iar la 113 ani deținea recordul de cea mai în vârstă ființă umană. A fost certificat ca cel mai bătrân om din lume la 112 ani și 259 de zile. În viața mai lungă de un secol și-a îngropat soția, dar și 5 dintre copii. Pe lângă familie, omul a și muncit mult și bine. A preluat de la părinții săi o afacere care se află de generații în familie, o pensiune care acum este condusă de fiica lui. Și, după atâtea zile trăite, a murit în somn din cauze naturale, chiar în pensiunea familiei. Concerte ținute de avataruri, pe bani serioși și cu fani absolut electrizați. Cunoscuți ca împătimiți ai personajelor animate, niponii iau cu asalt show-urile organizate de formații virtuale, mai ales adolescenții. Acest band se numește Enogu și are 28.000 de abonați pe YouTube. A și semnat un contract cu Universal Music Japonia, așa că atunci când au concert, fanilor vin din întreaga Japonie și urmăresc împreună show-urile și mai și cheltuiesc pe produse personalizate cu idolilor. Se naște o întreagă industrie, asta pentru că există suficiente companii tech ce investesc în acest domeniu, evident pentru că este rentabil. Avatarurile virtuale sunt create printr-o tehnologie de captare a mișcărilor și a expresiilor feței pe baza unui echipament special îmbrăcat de cel care vrea să creeze avatarul. Termenul VTuber a apărut în 2016 și se referă la prima vedetă de YouTube virtuală numită Kizuna AI. De atunci, trendul a devenit din ce în ce mai popular, în special în Japonia.